Se spune că atunci când cuvintele sunt deprisos, muzica vorbește. Să știți însă că cifrele pot vorbi și ele. Se zice că unele ne aduc noroc, iar altele prevestesc ghinionul. Ce încărcătură numerologică poartă 2024 și cum aflăm care sunt cifrele noastre norocoase în acest an, ne spune numerologul Elizaveta Moscalciuc. Bine ai venit, Elizaveta, la noi! Salut, bine v-am găsit! Mulțumesc pentru invitație! Mulțumim că ai reușit în această zi să ne treci pragul. Ia zi-ne, 2024, din câte se vehiculează, e un an interesant. Din ce punct de vedere? Ce ne așteaptă? Da, este un an foarte interesant, mai ales că acum toți încă se mai folosesc de acest moment și încep parcă ca o spirietoare. Vine karma, stați puțin, aveți grijă, o să răsplătiți, o să plătiți pentru totul. Dar, în primul rând, trebuie să ne liniștim și să conștientizăm că Dumnezeu nimic nu face pentru a ne pedepsi. Totul ce vine este o perioadă în care noi creștem, care ne permite să ne dezvoltăm. Ai zis de Dumnezeu, adică numerologia are ceva și cu spiritualitatea, adică nu e o știință, detașată de spiritualitate, da? Cu atât mai mult, prin numerologie noi putem să explicăm această spiritualitate în dependență de fiecare persoană, pentru că fiecare persoană își are și spiritualitatea sa în dependență de moralitatea sa, da? Totul este pur individual. Chiar și în medicină, chiar și în dorințe, totul este individual. Da? Și când vorbim despre 2024, trebuie să conștientizăm că sunt energii generale, adică care ne afectează absolut pe toți, afectează absolut tot globul pământesc. Și energia generală a anului 8, 2024, da? Deci adică... explicăm telespectatorilor, cei care nu sunt inițiați în numerologie, că anul 2024 ar trebui să adăugăm fiecare, să adunăm fiecare cifră. 2 plus 2 plus 4, da? Și ne dăm sumă 8. Corect. Și înseamnă că e anul sub numărul... influența planetei Saturn. Fiindcă în spatele fiecărei cifre este o planetă care ne explică această energie și influența sa asupra tuturor. Vai, da? Dar Saturn, din câte știu, e cu lecțiile, nu? Sau da, nu am dreptate? Da. Asta e karma, care noi spunem, vine karma, hai și-o... Sunt pur și simplu niște lecții de viață. Sunt lecții de viață, da. Și atunci karma aceasta nu vine pe tot parcursul vieții, da? Sunt karma din ultimii 8 ani. Da? Și atunci, dacă tu știi că ai călcat strâmb, ceva nu ai făcut corect, poți să te temi. Dacă știi că totul e bine, spiritualitatea este la nivel, ai grijă și de tine și de cei din jur, din potrivă, este karma albă. Și atunci la tine o să vină doar posibilități, doar abundență și creștere în carieră, obținerea dorințelor care mult așteptate, ceea ce ne oferă Saturn. Dar... Deci, da, iată de ce este important ce gândim, cum acționăm. Corect. Și după asta totul se întoarce. Adică nu în zadar oamenii zic că ai grijă la ce gândești, că asta vei atrage, sau cum acționezi, că la fel, asta vei atrage. Cu atât mai mult în anul 8, da, în 2024, fiindcă Saturn nu iubește două lucruri foarte importante. Este lenea, adică persoanele care vor lenevi în acest an nu vor obține nimic. Și din potrivă, dacă te implici în muncă, în atingerea tuturor posibilităților, scopuri care ți le-ai pus, atunci Saturn te răsplătește cu cele mai minunate cadouri. Și a doilea moment este frica. Iată aceste frici pe care noi ne temem. Dacă gândirea noastră este negativă, ea se realizează. Dacă implementăm o gândire pozitivă în acest an, din potrivă, Saturn ne răsplătește cu îndeplinirea dorințelor și gândirii noastre pozitive. Deci scăpați de lene și de frică în 2024. Da, și atunci totul va fi bine. Corect. La nivel, nu știu, mondial, pentru că spune despre niște energii care ne vor afecta pe toți. Da. Saturn ne vorbește, este și energia Pământului, da? Respectiv, Pământul avea puțin de suferit, da? Pot fi anumite catastrofe, pot fi cutremure, pot fi explozii de vulcan, pot fi ploi, inundații, incendii, da? Foarte multe catastrofe. Dar și din potrivă, pot fi și... Ani roditori, da? An roditor, extrem de roditor și bogat. Roada e extraordinară. Dar iarăși, este vorba de managementul timpului în acest an. Timpul trebuie să fie dirijat. Că dacă noi nu vom strânge roada la timp, anume peste noapte poate veni inundația, de exemplu, sau un frig,
pe neașteptate și vom pierde această roadă. Deci, totul facem la timp în acest an și atunci vom obține cele mai frumoase roade. Foarte interesant. Ce ar mai trebui să știm? Nu știu, adică bănuiesc că atunci când ne referim la numerologie, nu ținem cont doar de o anumită cifră. Este și cifra în care te naști și cifra viața anului. Cum facem să le echilibrăm pe toate și ținem cont de toate sau ne axăm doar pe ceva anume? Trebuie să conștientizăm că este, cum am început a spune, da, este cifra generală, care este 8. Dar fiecare persoană în parte și are anul său personal. Și apoi în fiecare lună când intrăm, în fiecare zi, misiunea, da, cifra realizării, sunt foarte multe cifre. Și atunci când vine persoana la consultație, noi trecem prin toate aceste cifre și obținem răspunsuri la toate întrebările. Da? Dar oricum, ținem cont de energia generală. Vrei, nu vrei, ea ne influențează. Atunci când noi facem ceva, chestii legate doar de noi, aici se iau în vedere doar energiile personale. Când merge vorba, avem lucru cu publicul, de exemplu. Ținem cont despre energie generală. Când lucrul nostru, afacerea noastră, implică mai multe persoane, da? Iarăși, ținem cont de energii generale, pentru că ele influențează. Și putem vorbi despre niște oameni care vor fi mai norocoși în această perioadă, da? Și invers, cei care vor avea ghinion? Sigur. Pentru cifra 3, adică cei născuți pe data de 3, 12, 21 și 30, va fi un an așa puțin mai neconfortabil, fiindcă Saturn iubește strictețea. Te pune în limite, îți dă foarte multe reguli. Iar cifra 3, da, este acel Jupiter care nu iubește prea multe, iubește el să dea regulile, da, dar nu să respecte regulile. Și atunci când vin regulile din altă parte, apare acest stare de neconfort. Da? Și cum trecem peste? Conștientizăm că nu numai noi putem să dăm reguli, dar trebuie și să obținem. Și ne încadrăm în acest, da. Adică ținem cont de acestea, da, și mergem, da, după și mergem mai departe. Alt moment, cine se va simți nu chiar bine, este cifra 4. Da? Adică cei născuți cu data de 4, 13, 22 și 31. De ce? Fiindcă ei iubesc libertatea. Ei nu iubesc să fie strânși într-un anumit perimetru. Iar Saturn te pune în limite, binișor. Și iată, ei iubesc foarte mult să fie creativi. Și atunci când este pus în limită, nu-și permit să-și dezvolte creativitatea. Deci unica ieșire din situație pentru ei să-și găsească un hobby, care anume acolo să-și degajeze, da, să-și degajeze toată această creativitate, care pur și simplu e extrem de mare în interiorul lor. Am înțeles. Da, și înseamnă că vor avea de câștigat cei care sunt foarte punctuali, cei foarte disciplinați, cei care se implică în muncă, care își ating scopurile, nu le nevesc, care scapă de frici, de gândiri limitative. Adică în acest an, dacă scap de gândirea limitativă, ușile toate sunt deschise. Poftim, obține tot ce vrei. Iar dacă stai cu gândirea ta limitativă, așa și o stai într-un colțișor, în căsuța ta, fără să scoți nasul în lume. Pe de o parte, regulile astea te impun să fii cumva spre în limite. Spre dezvoltare. Da? Oricum, limita, oricum te pune, deci, spre dezvoltare. Deci niște reguli care vă ajută când să mergeți înainte. Cifra 4, totuși, de exemplu, în acest an, este pusă în limite, ea ce face? Ea nu stă pe loc. Ea e foarte creativă și găsește ieșiri din situații creative. Da? Iarăși, aceste limite sunt pentru dezvoltarea cifrei 4. Cu alte cuvinte, e un an bun, totuși, pentru toată totuși lumea. E un an bun, mie tare îmi place acest an. Reamintesc, nimic nu vine pentru a ne pedepsi, ci din potrivă pentru a ne oferi ceva, pentru a ne da noi lecții și a ne dezvolta. Am înțeles. Elisaveta, mulțumesc din suflet pentru toate aceste informații. Ne vom strădui să ținem cont de ele. Asta să faceți și voi, dragi telespectatori, și un an bun să ai. De asemenea. Mulțumim. Mulțumesc.